cu Valence, Team Valence, cred că este cel care duce trena acum, în spatele lui Jürgen Rulanț, apoi Theo Bos, apoi Andre Greipel. Mai este și Viviani, cred, am intrat în ultimul kilometru cu Jürgen Rulanț, dar cam de vreme. Să nu fie prea expus Greipel. Da, asta spun. Cam de vreme. Atenție aici și mai avem încă unul. Sunt alții care exact se pot așeza în roata lui Greipel și să-l controleze foarte bine pe ultimii metri. Fara. Sunt doi oameni de la Omega Pharma Quickstep, probabil Petachi și Stegmans, care stau la cutie, se rupe un prim grup. Avansează Nițolo acum în poziția 6 și mai sunt 400 de metri de aici. Linie dreaptă. Linie dreaptă. Hai să vedem. Jürgen Rulanț la trenă. Să vedem când se va declanșa sprintul. Acum s-a dat deoparte. Theo Bos este în față. Andre Greipel în spatele lui Tyler Farrar, paralel cu Theo Bos. Încearcă să iasă Greipel. Reușește. Greipel este în frunte. Din spate vine Nițolo. Greipel în frunte cu Theo Bos. Câștigă Greipel. Victorie clară pentru rutierul de la Lotto, care își consolidează tricoul roșu. Am impresia că a venit și Petachi, dar pe locul al cincilea, cred. Are ceva de lămurit acolo Greipel, nu știu. Dacă n-a luat bonificație de mar, Greipel este noul lider al cursei. Se afla la 8 secunde în spatele liderului de la General. A luat 10. Adică schimbă tricou roșu cu cel alb. Le ia pe amândouă, Jeane, că e răcoare. Da, într-adevăr. În sfârșit, victorie pentru Greipel după 3 etape de coșmar. În etapa dintre cele 4, cea mai puțin adaptată sprintului, cu un final atât de complicat, da, încălcit. Și atenție, Lotto a rămas din nou de vreme. De vreme, dar vezi, nemai avut rival ca Demar sau Kittel, oameni de asemenea învergure, nu aș vrea să-l pas pe Theo Bos sau pe Farrar. Sigur că și-a făcut datoria Greipel, nimic de reproș al lui, dar mă îndoiesc că cu un Kittel în coastă și cu un alții trenuleț normal, să, nu rămâne să cu lansatorul când mai e un kilometru. Păi nu, și-a permis. Lansatorul trebuie să rămână când mai sunt 500 de metri. Da, și-a permis să facă asta pentru că uite, se deparasă de niște sprinteri. A fost puțin mai simplu. Bos, Greipel, Farrar, aceasta este ordinea în care s-a intrat în linia dreaptă și dintr-o dată se dă deoparte Rulanț. Bos sprintează, de aici vom vedea mai bine. Greipel stă și dintr-o dată Nițolo explodează. Nițolo mai era acolo, nu? Da, Nițolo. Al patrulea care trece de Farrar. Ce victorie clară. Bos, al doilea. Nu, Bos n-are, n-are explozie. Vine Petachi foarte bine, dar târziu. Pe 4 Petachi, pe 5 Porsev, pe 6 Farrar. Da, Farrar, care la un moment dat al doilea sau al treilea n-a mai insistat pe final. Nu, uite, el deja ridica mâinile în semn de victorie. Greipel, iar ceilalți erau cu capul în pământ. Bun, îi salvează victorie, victorie și tricou alb de lider la General. Da, lovitură importantă pentru Neamț. Arnaud Demar, asta spun. Unde a fost? A fost prins, cred că, acolo, în acel incident. Că, în mod normal, Demar trebuia să fie aici, n-avea cum să lipsească.